Într-o ultimă zi de toamnă, Sfântul Apostol Andrei a chemat la biserică pe toți creștinii gălățeni. La slujba au participat copii din principalele centre de cultură, tradiție și folclor ale Dunării de Jos, profesori, oameni de cultură, dar și numeroși credincioși. Domnului să ne rugăm! Este reprezentantul națiunii române, în primul rând, și a țării noastre și a orașului nostru. Este reprezentantul omenirii din punct de vedere religios. El a fost cel care a învățat lumea să se roage la Dumnezeu prin ceea ce a făcut el. Faptul că a stat acolo în chilia aceea și s-a rugat pentru noi, unde este la malul mării, este ceva extraordinar. Și ce vreau să spun, că cred că de acolo de sus Sfântul Andrei ne ocrotește. Prin ceea ce trecem noi, cred că e cu noi. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această sărbătoare? E o sărbătoare specială. Sărbătoare. E Sfântul Andrei, e sărbătoarea orașului Galați. Ce vă doriți de Sfântul Andrei? Ce să ne doriți? Să fim sănătoși, că dacă e sănătate altceva, nu ne trebuiește. Suntem sănătoși. O zi obișnuită, creștin-ortodoxă, care o sărbătorim cu toți românii. Sărbătoarea de Sfântul Andrei seamănă pentru mine o sărbătoare a tuturor gălățenilor și chiar a tuturor românilor, ținând cont că Sfântul Andrei este propovăduitorul credinței în spațiul nostru românesc și de aceea se cuvine să îl cinstim, așa cum fac atâția credincioși aici la Sfintele Moaște. Pentru mine, ziua de Sfântul Andrei reprezintă o zi foarte specială în istoria Galației. De ce? Pentru că este ocrotitorul nostru.